Salut, Bivang, și la un nou episod pe canal, stai aici împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special pentru voi, pentru că Roșu a prins, a fost capturat în acest castel, oameni buni, ia uitați-vă! Da, exact. Wow. Trebuie neapărat să-l salvăm de acolo. Și ghiciți ce? A fost prins de Cartoon Cat împreună cu Huggy Wuggy și împreună cu varianta lui CRA. Pentru că a apărut o variantă a lui CRA. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vrei și alte episoade. Hai să strângem la episodul de astăzi peste câte like-uri vreți voi, a? Ia ziceți rapid. Stai, că trebuie să mă consult aici. Ia să vedem, ia să vedem. Dă-te capitanul, dă-te așa. Deci stai așa, cine a dat pe like? Cine a dat pe like? E cel mai tare, deja se știe. Deja se știe. Bun. Uite, avem aici 15.000 de like-uri. 15.000 de like-uri? Da, 15.000 de like-uri. Așa? 18.000 de like-uri. 18.000 okay. de like-uri. Bă, eu zic în felul următor. Hai să apăsăm pe butonașul de like în 3, 2, 1 și like. Sper că ați apăsat cu toții pe acel butonaș de like și uitați-vă ce scrie aici, dar nu scrie mereu. Dacă te uiți dintr-o parte, deci fiți atenți. Deci dacă te uiți așa dintr-o parte apare, dacă te duci aproape nu mai apare. Uite, ia uitați-vă și dați cu zoom. Nu intrați aici sau. Sau ce? Spune-ne. Unde continuare? Deci trebuie să mergem să-l salvăm pe Roșu aprins. Nu știu dacă ați văzut filmul, dar dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți. Avem un detector de creaturi. Ok, detectorul ăsta de creaturi ne va arăta dacă e vreun pericol în fața noastră, pentru că fiind un labirint atât de mare, n-ai de unde să știi ce se va întâmpla. Și atunci trebuie să fim pregătiți. Așa că am intrat în maze și faza e în felul următor. Avem mai multe căi pe care ne putem duce. Și Stai să scot arma. Vai de mine, nici pregătită nu eram. Nici eu, am luat un tort în mână. Uite. În loc să trag cu tortul eu. Trageți. Bă, mănâncă pe pisică. Nu mă mănâncă, eu îl controlez. Tu îl controlezi? Nu. Dai, rupel. Mamă, ce a apărut din start. Gata, wow. Prototip. Ce e asta, frate? Iarăși. Fugiți, veniți în coace după mine. Veniți după mine. Ăsta pare mai rău. Veniți după mine. Veniți prin labirint și veniți așa. Dacă reușim să ajungem la Roșu aprins, la castel, o salvăm și putem deveni noi Roșu aprins, acel Red Panda. Hai mă, Cartoon Cat, lasă-ne! Fugiți în spate! N-aveam chef de Cartoon Cat azi! Nici eu n-aveam chef de Cartoon Cat! Băi, pleacă de aici, lasă-ne! Cartoon Cat, lasă-ne! Oricum, noi ne-am upgradat armele, să știți. Sunt un piculeț mai bune, mi se pare. Adică, uitați-vă și voi, că reușim să îl dobărăm. Bă, să știi că îi dau destul de bine. Uite cât de repede îi scade din HP. Păi da. Hai, că e bine, scăpăm de Cartoon Cat. Gata, doamne! Yes! El, pune-l la. Ia Cartoon Cat, zine și nouă, ia uite-te peste gard. Zine și nouă, în ce direcție? În direcția aia, așa, pe acolo? Ok, mulțumim. Hai să mergem. A zis că în direcția aia, cică. Hai să mergem. Bă, ne fraierește! Ce e asta? Cartoon Cat. Deci fiți atenți, ca să mă pot transforma în Roșu aprins, trebuie să-i dau acest tort. Ok? Da, trebuie să-i dau acest tort. Și... Stai, ha. Ne-am blocat aici. Credeam că poți trece pe lângă mine, dar e din cauza... Nu poți să treci, doar o singură persoană. Stai să scot tracker-ul să văd dacă e ceva pe aici. Da. Uite, îmi luminează că avem răhăței pe jos. Să nu calci în el. Aveți grijă. Nu, dar fă că-s pașnici. Treci pe lângă ei. Îl vrea pe Mihai! Și pe mine! Aoleu! Lasă-l! Stai că nu știu de mea armă acum. Am reușit. Gata. Mai stai cu tortul, că poate să mănâncă în urpo tortul. Păi vrea să mănânce tortul, urpo! Ok. Dolosu-ne, nu. Întrebarea este, pe unde mergem să ajungem? Că eu văd castelul, dar nu e aproape de noi. Oh my god, e iarăși dead end. Trebuie să ne întoarcem. Băi, labirintul ăsta e destul de îngust. Adică nu prea ai cum să treci unul pe lângă altul. Hai pe acolo, că n-ai. Văd că aici se închide tot. Se închide și acolo, se închide pe toate direcțiile. Deci... Pe față. Oh my god. Uite, bă, că e bine, mă, că l-am pus pe Cartoon Cat aici. Măcar știm de treabă. Da, ne dăm seama așa. Nu, poate Cartoon Cat vrea pe aici, gen, să mergem, știi? Zice, bă, nu vă duceți în direcția asta, că e total greșită. M-am pierdut. Gata, sunt aici. S-a pierdut pisica în labirint.
Aoleu, okay. Am ajuns la început. Okay. Haideți deci înainte, că dacă tot... Băieți, am fost mușcată de Hagiwani! Am mâncat-o pe pisica! Doamne ferește, stai că e bine, măcar că sunteți aproape, băieți! Oh my god! Pisica, ești bine? Da, sunt bine. Doamne, cum a fost! Deci am mâncat-o Hagiwagi pe pisica. Da, m-a savurat. Aveți grijă, că nu știu când apare și unde apare. Eu stau cu ăsta așa să văd dacă apare ceva. Da, trebuie să ne uităm. Momentan nu-mi luminează nimic, deci îmi luminează voi că sunteți în spate. Ce a fost ăsta? Da. A trecut ceva, a explodat și a dispărut. Oh my god! Vai de mine, băieți! M-a aruncat în afara labirintului! Aoleu! Ce era chestia aia? Avem capcane peste tot? Nu știu! M-a scos din labirint intenționat! Și unde ești acum? Revin imediat! Hai, pisică, du-te! Unde? Pe aici? Pe aici? Așa, pe aici, okay. Nu habar n-am pe unde, sincer, dar încercăm. Vai de mine, da, pe aici oh my god, e roșu, a prins varianta CRA. Aveți grijă, aveți grijă. Ia stai. E prins acolo în buchete. Oh my god, uitați-vă ce față are. N-arată bine. N-arată bine deloc. Ce s-a întâmplat cu el? Ia stai, vrei tortul ăsta? Ia, dă-i tortul ăla, capitanule. Stai să văd. Ia, stai că mă duc cu tortul la el să vedem dacă... Ai grijă! E blestemat! Vezi să nu te mănânce! Ciudat arată! Și dințele! El da... Aoleu! A dat cu gheruța! Am văzut! Nu cred că vrea tort! Crezi că nu vrea? No, okay, te vrea pe tine! Dar crezi că ne blochează calea să nu putem să trecem oare? Asta e faza... Probabil că pe acolo ia. E zona... Hai să o culim pe aici! Hai să o culim! Păi n-ai soluție! Dacă se pune în fața noastră, n-ai soluție! Corect! Hai. Stai, să-mi iau armă înapoi. Vai de... Ce? În spate, e Uli. Ajutor. Uli! Doamne, trage-l. Nu e momentul. Uite-l pe Uli. Uli, du-te la Amanda, lasă-ne poace. Doamne, ferește, lasă-ne. Bă, dar noi ne îndepărtăm de castel, mă, nu știu dacă e calea cea bună pe aici. Dar nu știu ce să zic. Bine. Ia stai, ba da, cred că... Să facem stânga cumva, să mergem invers. Partea aia e castelul. Sunt un pic confuz. Știu că e în partea aia, dar știi care e faza? Că se încolăcește. Bă, dar nu. Ia stai. Băieți, se zguduie ceva. Se zguduie, într-adevăr. De ce se zguduie? De ce se zguduie? Asta se zguduie harta. E cu tremur? Aoleu, nu știu. Se întâmplă ceva? Nu văd nimic. Da, e cam cu tremur. Nu văd niciun nimic, dar cred că vine ceva spre noi. Stai să deschid trecărul. Oh my god, Amanda aia mare! Uite! Vai! Aoleu! Aveți grijă! Ne caută, dar nu ne-a văzut da. Încă. Nu ne-a văzut. Da, trebuie să mergem pe aici, Hai pe aici. Și hai să încercăm să ne apropiem de castel, cumva. Câte chestii ne pândesc la fiecare colț. Ok, veniți după mine. Am o idee. Uite că începem să ne apropiem puțin. Adică el pare că e aici lângă noi, dar nu putem să trecem, că nu putem să sărim mai sus de gardul ăsta. Uite, eu dacă aș putea să mă urc un da, și băieți, eu văd puțin de tot ăsta, da. Oh my god. Eu te frate, Bebe Freddy. Da, Bebe Freddy. Oi, Bebe Freddy. Ce? I-a dat una Bebe Hagi. Ah, ăla asta mai trebuie acum. Au început să apară ăștia, mă, să ne oprească, da, să ne ajungem la roșu aprins. Suntem aproape. Deci fiți atenți, vreau să scrieți în comentarii cine a văzut filmul Roșu Aprins, ok? Scrieți în secțiunea de comentarii. Ia uite, Bebe Sirenhead. Lasă-ne în pace, Bebe Sirenhead, zic că ne apropiem într-adevăr. Hai că săream în capul lui direct. Da, păi am văzut. Aoleu, lasă-mă. Ia uite, Cartoon Kid, Bebe Cartoon Kid. Ne întoarcem pe aici un pic, văd. Ne întoarcem? Da, ne întoarcem. Hai că Faza e că se încolăcește și nu... E în fundătură. Ok. Da. Oh my god, uite mă cât de aproape suntem, suntem aproape. Dar suntem foarte aproape, Mai erau cale. Pe aici, nu? Aici în față. Am virat la un moment dat, și am virat în colț. Pe aici, da. Pe aici, ok, o cale lungă aici, nu știu ce să zic despre chestia asta. Ar trebui să ne dea să facem dreapta. Oh my god, e Hagi însetat. Ia uite ce însetat e! Lasă-ne Hagi! Hagi! M-am întors până la urmă. Da. Nu mai zic nimic, Hagi. Băi, nici eu nu mai zic nimic. Ia! Băi,
Ce tot apar chestiile astea? A apărut ceva și pisica nu mai e. I-a dat mai o sunt? Bucată și a dispărut. Mi-a dat o bucată și am fost papa. Ce? Ce? Nu știu, era ca o păpușă de aia, nu știu. Deci eu nu știu ce era, era ciudat. Ca o păpușă? Era ca o păpușă, da. Oh my god. Mi-e frică acum să merg prin labirintul ăsta, sincer să fiu. Și gata. Hai să mergem în direcția asta. Hai pentru că, posibil, e castelul acolo, uite-l, vezi? Da, da, este destul de aproape. Noi dar ne tot încurcăm pe aici, că nu știu exact în ce direcție trebuie să merg. Nu știu exact în ce zona bună. Bă, omul de la geam! Pe bune, omul de la, da, omul de la geam. Bebeluș. Ia omul de la geam castelul. Ia asta un pic. Bă, ce dans face! Ce dansează aici, du-te bă de aici și lasă-ne! Ia, lasă-ne. Ia, că a dispărut. Fugiți. Oamne, ferește. Făcea ca unde ăsta de la circ, ai văzut, sărea așa, tumbe. Da, da, da. Bă, ia uite-mă la el. Oh my god. Băieți? Da. De la geam. Bă! Să teleportează! Uite cum face! Uite, bă, la rupă-mi eu în brațe! Sunt și eu îmbrățișat aici! Te îmbrățișează femeia de la geam? Ce ni s-a întâmplat? Gata. Sunteți bine? Da, ne blocase nu prea, nu blocasem. Că a venit cu viteză. Nu știam că te îmbrățișează femeia de la geam, dar ok. Nu știu, dar nu prea a fost bine. Ba, uite-mă, cred că pe aici, cred că n-am fost pe aici, nu ți-mi minte să fost pe aici. Da. Chiar da. Deci aici de aici, ba nu e, te duci pe aici, dar n-ai treabă acolo. Nu, trebuie să alegem una dintre căi care credem noi că ar fi. Am omitit. Bun. Hai că e bine pe aici. E bine. Și sau nu-i bine? Okay. Oh my god, ce-i aia? Ce-i aia? Wow! Daddy Longlegs, gigant! Pe bune! Aveți grijă! Pe bune! L-am rupt, da? Bravo! Ia, fiți atenți că am... Mamă, ce mi s-a întâmplat? Sunt deasupra și vă pot ghida! Wow, ce tare! Asta e bine! Ok, fiți atenți! Ce-i avantaj! Avantaj! Ok, fiți atenți! Practic, doar eu pot să merg pe deasupra acum, dar voi nu puteți. Ok, deci, mergeți pe aici. Mergeți pe aici. Okay. Stai să mă uit. Nu prea e bine. Pe aici. Veniți pe aici. Mergeți frumos pe aici. Ce avantaj. Hai că e bine. Unde sunteți? Aici. Așa. Mergeți pe aici. Da. Hai că e bine. Hai, pe bune. Daddy Longlegs. Stai că l-văd, l-am rupt. Gata. Vă ajut eu, că eu sunt deasupra. Ne-am apropiat de castel. Mami Longlegs patrulează. Mami Longlegs patrulează castelul, ați văzut-o? Ce înseamnă că are grijă de zonă. Da, stai. Veniți, stai, nu e bine pe aici, Trebuie pe... stai să văd pe care din ele. Pe aici, cred că. Nu. Pe aici. Pe aici, ok, bun. Da, stai să văd... Băieți, cred că a ieșit cățelul pe geam. Ce? A ieșit cățelul pe geam. De ce? Ce se întâmplă în castelul ăsta mai exact? Ok, asta nu vreau știu. Să știu. De ieșit cățelul ăsta pe geam. Nu știu ce. Ok, asta e foarte ciudat. Deci veniți pe mine pe aici. Da. Asta e calea. Vezi că e Mami Longlegs. Oh my god, o văd. Aoleu, trebuie să avem grijă. Deci mergeți pe aici. Nu e bine. Mamă, e și Popiac. Vezi că e Mami Longlegs, vine spre voi! O văd. Trage-ne. M-am speriat rău. Mamă, dar ce avantaje am că-s deasupra. Da. Foamne, ce m-am speriat. Trage-ne. Popi, unde ești? E Popi aici, dar nu știu, ăsta-i. Popi! Era pe aici, pe undeva. Unde ești, mă, Popi? Foamne. Era pe aici, ne-ar fi putut ajuta. Foamne, ferește. Ok. Stai. E bine pe aici, deci cum ar veni, sunteți exact lângă. Da, uite, veniți pe aici, e bine pe aici, cred că. Ia, stai, eu nu vă mai... Gata, aici, unde pe aici. Gata. Veniți pe aici, pe străduța asta, veniți pe aici. Da. Pe aici, bun. Și veniți, țineți-vă după mine, dacă mă vedeți, da? Da. E bine, cred că e bine. Da. Vai, uite, chiar zici că sunt la poarta castelului. Dar n-am fi găsit asta niciodată. Wow! Sincer. În sfârșit. Chiar că da. Dar unde fie roșu aprins ținut? Nu știu. Ok. Oh my god. L-am văzut pe Laro. Da. Doamne, tot vrea să apară. Ia că sparg geamurile, sparg geamurile. Uite-l cum stă. L-am văzut. Oh my god. Alo. Ce vrei, mă, să faci acolo? Explică-ne și nouă. Nu știu. Bă, tot e plin castelul de așa ceva. E plin de ei? Da. Aoleu. Da. Lul. Da,
Să deschid poarta. Ok, acum închid-o, că poate... Asta că l-am să pe Mihai acolo. Hai, Mihai. Gata. Ok, stai să închid. Aoleu. Nu. Oh, uite-l! Aoleu, mă gândeam, ce e acolo, tron sau ce Cred este? Cred că e tronul lui, înțelegi? De acolo controlează treaba. Da, probabil. Băi, lasă-l în pace pe roșu aprins al nostru cel bun, da, ok? Da, cel bun. Ia trage-n el și rupe-l în două. Tragine și rupe în două. Deci ăsta e, cred că e el adevăratul, ăla rău. Da, ăla rău. Și dacă rău reușim să-l distrugim, doar trebuie să-l găsim pe roșu aprins cel bun. Da. Dar nu știu unde îl găsim, asta e întrebarea. Trag în el, da. Nu știu, trag în el, da. Are multă viață. Are foarte multă viață. Dar totuși e bine că avem armele astea cu mult mai multe gloanțe decât aveam de obicei. Da, nu trebuie să încărcă atâtea ori. Adică înainte chiar încărcai foarte des și cu asta imediat. Gata, mă. Așa. Aici nu mai e nimic. Hai să urcăm. Oare fi la etaj, mă? Poate fi pe acoperiș, ca tu... acolo era inițial, dar a dispărut între timp. Aici sunt dormitoarele, cred. Ia să vedem cum e. Ușa cu surpriză numărul 1! Bă, e... într-adevăr, okay, sunt dormitoarele, dar nu e nimeni aici. Nu, ori jos, jos de tot, poate o avea vreun subsol, dungeon, de și chestii. Da. Ori sus, în castel, undeva la etaj. Stai să verificăm. E ceva acolo? Nu. Nu văd nimic. Pare ok. Aici. Zici? Pare în regulă. Da, mă, aici era el, dar era mare. Da, nu știu unde. Și se uita, practic noi de acolo am pornit, uite, de vezi, din partea aia. Păi și unde ar putea să fie? Uite, sunt niște scări aici. Uite-l! Dar ce ne poate? Dar de ce ne poate? Dă-i tortul! Dă-i tortul, e nervos când are tortul! Hai că-i dau tortul, ia, lasă-l jos, lasă-l jos! Ha, mă, ia tortul și mănâncă de aici, haide! Tocmai m-am transformat în roșu aprins, vreau să vă zic! Da, văd! Da, bă, că te-ai calmat! Cum te simți? Bă, mă simt destul de puternic, adică, ia uite! Ce drăguț, ești frumos! Și pot să merg, uite așa pot să alerg, uite așa! Ești frumos! Și pot să mă bat, Vreau să dau o îmbrățișare. Hai, dă-mi îmbrățișare. Super mega pufoasă. Da, cred că e destul de pufos. Adică cel puțin și în film era foarte pufos, da, așa. Da, era pufos, așa. Dar l-am salvat. Treaba este ok, dar acum nu știu dacă ălalalt va veni să încerce să ne oprească. Nu știu ce să zic. Asta e problema acum, știi că... Na, noi l-am salvat pe el. Ia, că am sărit de pe... ești bine, capitanul? Sunt bine, pentru că el poate să sară foarte tare. Ia uitați-vă cât de tare sare. Opa! Opa. N-am nicio treabă. Uite-l că a apărut! Companie! Stai, Du-te-mă de aici! Du-te-mă de aici! Mama, are ghioare ăsta! Eu ce ghioare are! Ce ghioare are, ce zâmbet! Și e și murdar! E murdar! S-a murdărit! Pleacă de aici, Raule, că te bat! Bine, le câștigă! Dar vine după noi, vezi, pe tine te ignoră. Păi pe mine mă ignoră pentru că știe probabil că sunt foarte forțos. Da, corect. Gata, îl bat imediat. Mamă, dar uite că-i dă bucăți. Îi dau. Stai așa că-i dau. Gata! Gata, l-am rupt! Distrus. Și acum nu o să aveți probleme, pentru că o să vă ajut eu să ajungeți în partea cealaltă și să ieșiți din acest labirint. Ăsta a fost episodul nostru de azi. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!